bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatir Coglu, care a avut o pauză grozavă cu Emanet, care s-a transferat din serialul TV Emin, își face un nume cu fiecare mișcare. Luându-și rămas bun de la Emanet, cu care a împărțit rolul principal cu Halil Ibrahim Ceyhan, întâmplător, Slatir Coglu apare acum ca Doga în serialul Cazetle Ceca Șerbeti. Actrița Slatir Coglu, care nu a participat la filmările finalului de sezon al serialului Emanet, în care a împărțit rolul principal cu Halil Ibrahim Ceyhan, a creat o mare criză pentru că s-a certat cu producătorii. Slatir Coglu, care a părăsit serialul pentru că a avut probleme cu echipa de producție a serialului, joacă acum rolul principal în serialul Cazetle Ceca Șerbeti. Frumoasa Slatir Coglu a făcut în sfârșit o mărturisire surprinzătoare despre sine. Frumoasa actriță a spus cu tristețe că a fost linșată mult pentru că piciorul ei era mare. Potrivit rapoartelor, Halil Ibrahim Ceyhan a creat și el o problemă din acest motiv. Frumoasa actriță, care este enervată că sunt arătate trăsături fizice atât de importante, a subliniat și ea că astfel de lucruri sunt foarte greșite. Este foarte surprinsă de astfel de lucruri, frumoasa actriță. Ea spune chiar că a primit insulte atât de rele pe rețelele de socializare din această cauză. Sila, o actriță frumoasă, spune că este foarte deschisă criticilor. Pascali.